Acest program este tradus în limbajul mimico-gestual. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la jurnalul orei 13. Eu sunt Victoria Ocare, iată titlurile ediției. Delegația Guvernului condusă de vicepremierul Oleg Serebrean se află în aceste momente la sediul misiunii OSCE de la Tiraspol. Principalul subiect pe agenda discuției în formatul 1+1 este criza energetică și livrările de curent pe malul drept al Nistrului. Frigul i-a lungat acasă. Manifestanții care se aflau de duminică la Procuratura Generală au mutat corturile din fața clădirii pe carosabil. Cum a reacționat poliția, aflați la știri. Din 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să conecteze faza scurtă a farurilor și pe timp de zi. Detalii în câteva momente. A început reuniunea în formatul 1+1 pentru a discuta gestionarea crizei energetice. Presa din regiunea transnistreană informează că delegația moldovenească condusă de vicepremierul Oleg Serebrean se află în aceste momente la sediul misiunii OSCE de la Tiraspol. Principalul subiect pe agenda discuției este criza energetică și livrările de curent pe malul drept al Nistrului. La discuții sunt invitați reprezentanții ai instituțiilor de profil de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și reprezentanții mediatorilor și observatorilor în formatul de negocieri 5+2. Înainte de întrevedere, așa zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, a declarat că autoritățile de la Chișinău ar fi bine să discute gestionarea crizei energetice direct cu Federația Rusă. Potrivit lui Ignatiev, livrările de gaz către Moldova și Transnistria din luna noiembrie depind doar de relațiile Republicii Moldova cu Gazprom. Frigul i-a alungat acasă. Manifestanții care se aflau de duminică în fața Procuraturii Generale au decis să părăsească protestul, nu înainte însă de a-și prezenta un ultim manifest. În jurul orei 4, protestatarii au mutat corturile din fața Procuraturii Generale pe carosabil, blocând astfel traficul rutier. Ulterior, toți manifestații au părăsit protestul și au lăsat corturile abandonate. Poliția anunță că a fost nevoită să elibereze traseul. Totodată, oamenii legii spun că pe parcursul nopții au fost reținute și duse la inspectorat pentru documentare 3 persoane agresive care nu s-au subordonat și au insultat oamenii legii. În acest context, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, Ana Revenco, a scris pe o rețea de socializare că situația în capitală a ajuns la limita siguranței cetățenilor. Revenco cheamă Primăria Chișinău să solicite instanței de judecată interzicerea manifestanților și a manifestațiilor organizate de fugarul penal Șor. Captură record a poliției. Un bărbat în vârstă de 46 de ani din Sângera, municipiul Chișinău, a fost plasat în arest pentru 30 de zile după ce oamenii legii, în urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, au depistat droguri de circa 1 milion de lei. Bărbatul este membru al unui grup organizat specializat în cultivarea și vânzarea drogurilor de tip marihuana în Chișinău. La solicitarea procurorilor PCCOX, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea sechestrului asupra drogurilor și accesoriilor ridicate, precum și plasarea bărbatului în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Odată cu începerea sezonului rece și în contextul crizei energetice, cetățenii recurg la diferite metode de încălzire. Acestea însă pot avea urmări devastatoare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, anual în Republica Moldova, aproximativ 50 de persoane sunt traumate din cauza utilizării incorrecte a instalațiilor ce funcționează pe bază de gaze. În contextul crizei energetice din țara noastră și odată cu răcirea timpului, ar putea crește numărul cetățenilor care vor folosi buteliile cu gaz propan, în pofida riscurilor pe care le generează. Despre utilizarea corectă a acestora și despre prevenirea riscurilor folosirii buteliilor cu gaz lichefiat, vorbim cu Dumitru Vieru, șef secție în cadrul IGSU. Bună ziua! Bună ziua! Recent, IGSU a realizat un spot prin intermediul căruia informează și atenționează pe cetățeni despre riscurile la care se expun prin utilizarea acestor butelii cu gaz. Propun ca în continuare să urmărim câteva secvențe, ulterior vom discuta.
ce ai de gând să faci? Ce am de gând să fac? Mă pregătesc de iarnă. Dar e periculos să ții o butelie în apartament. Poate că ești periculos? Dar dacă nu o să avem gaze în conducte? Normele nu ne permit alimentarea cazanului de la butelii. Norma e normă, dar mie mi-e mai comod așa. Și nici canalul de ventilare nu ne ajută în caz dacă va fi o scurgere de gaze. Nici n-are cum. Eu l-am astupat. Anual, pe teritoriul Republicii Moldova, 48 de persoane sunt traumate ca urmare a utilizării incorecte a instalațiilor ce funcționează pe bază de gaze naturale. Am revenit în platou. Vă rog să ne explicați ce norme de siguranță a încălcat, iată, personajul din acest spot. Deci, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma analizei riscurilor, a stabilit că în această perioadă de criză energetică, una dintre problemele de bază este utilizarea butelilor de gaz. În spotul prezentat de către noi, noi ne-am străduit să punem accentul anumit pe spațiul urban și prima încălcare este faptul că este strict interzis de utilizarea acestor butelii în clădirile multietajate. Deci este strict interzis. Prima încălcare. A doua încălcare care se vede este o butelie veche cu urme de rugină pe ea, pe care dumnealui o aduce în locuință, în blocul locativ. O a treia încălcare care se stabilește este conectarea furtunului prin metode artizanale. Deci și furtunul este de tip vechi, fără conexiune, dar și metoda de conexiune este incorrectă. Totodată dumnealui, omul din neagă ceea ce îi se spune prin faptul că este interzis, nu se poate, dar ținând cont că este criza energetică, dumnealui totuși merge peste momentul dat și instalează această butelie, deconectând sau închizând chiar și sistemul de ventilare, pentru că sistemul de ventilare climatizează cumva și răcește printr-un fel încăperea. Deci acestea sunt cele mai de mari încălcări care duc la pericolele de explozii care sunt depistate. Există o statistică, se cunoaște măcar cu aproximație, câți cetățeni din țara noastră folosesc aceste butelii cu gaze ca sursă alternativă de încălzire sau chiar pentru a pregăti mâncare? La momentul actual, deci 90% din teritoriul Republicii Moldova aproape este dotat cu gaz metan. Dar ca sursă alternativă, toată populația Republicii poate trece la utilizarea gazului cu butelii. Deci cam asta este statistica, ne așteptăm ca populația din mediul rural și urban să treacă. Ceea ce și încercăm să îndemnăm populația ca să nu treacă de la gazul metan la gazul propan cu utilizarea buteliilor. În Republica Moldova, legea permite utilizarea acestor butelii de gaze? În Republica Moldova, tot cadrul normativ interzice utilizarea buteliilor în blocurile locative. Dar în sate acest lucru este permis pentru că acolo nu au alternativă, nu sunt conectați la cele mai multe localități, nu sunt conectate la conducte de gaz. În mediul rural, în localitățile rurale, utilizarea buteliilor se permite doar cu amplasarea acestora în exteriorul caselor de locuit la o distanță de cel puțin 5 metri față de intrările, ieșirile la pereții plini. Totodată aceste butelii trebuie să fie amplasate într-o cutie metalică, închisă și acoperite pentru a fi protejate de razele directe ale soarelui. Știu că atunci când sunt temperaturi scăzute, propanul în vase începe să înghețe. Și din această cauză mulți utilizează încălzitoare artificiale pentru aceste butelii de gaze. În aceste cazuri sunt încălcate normele de siguranță și ce soluții alternative există?
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă și insistă asupra faptului neutilizării instalațiilor artizanale. Deci toate instalațiile artizanale care sunt făcute în condiții casnice sau în condiții nu ca la uzină, deci nu este necesar de utilizat, pentru că ele și conduc la producerea exploziilor sau incendiilor generate. Toate instalațiile trebuie să fie procurate din organizații, instituții cu certificare. În mod obligatoriu. Este strict interzis utilizarea lor și ține de instalații. Dar când este recomandată încălzirea cilindrului de propan? Ceea ce întrebam și anterior. Este strict interzis încălzirea cilindrului de propan. Metoda de evacuare a produselor care sunt în urma răcirii este prin companii autorizate care scurg toate deșeurile care rămân în butelie. Așa cum este reflectat și în acest spot, dar și cum ne-ați spus dumneavoastră, deși unii locuitori din Chișinău au cazane și sunt conectați la conducte de gaze, recurg la astfel de metode pe care ei le consideră și poate și sunt mai ieftine, dar și periculoase. Cred că e important acum să amintim despre cazul din 2018, când în sectorul Rășcani, pe Bulevardul Moscovii, s-a produs o explozie din cauza unei astfel de butelii. Atunci 6 persoane au avut de suferit, inclusiv un copil. Ce riscă aceste persoane care recurg la astfel de metode, pe ascuns? Deci, persoanele date, în primul rând, riscă cu viața și siguranța personală și a celor din jur. Viața are prioritate și nu necesită ca pe ascuns să fac aceste momente. Și în cazul în care o fac, vecinii observă, pot să anunțe poliția? Se intervine în astfel de cazuri? Da, desigur. Apelează la 112 și deja cazul se înregistrează, iese poliția la fața locului și deja urmează conform codului contravențional sau codului de procedură penală ca să elaboreze actele necesare. Vă rog să veniți cu recomandări și pentru cei care nu folosesc aceste butelii, dar oricum trebuie să-și pregătească instalațiile pentru sezonul rece. Cum o pot face? Instalațiile care funcționează pe bază de gaz. În primul rând, buteliile cu gaz să treacă verificarea și înainte de sezon, la companiile care se ocupă de pregătire, să treacă verificarea. Să verifice furtunurile de conexiune dintre butelie și instalația de gătit și în fiecare încăpere să verifice ventilarea. Deci acestea sunt de bază pe care cetățenii trebuie să le cunoască. Cred că astfel putem și preveni scurgerile de gaze și totuși, cum putem să ne dăm seama că în locuința noastră are loc o scurgere de gaze și cum trebuie să reacționăm, ce trebuie să întreprindem? Mirosul este primul semnal că este o scurgere de gaze. Iar măsurile de prevenire sunt ventilarea, deci deschiderea, aerisirea urgentă, nu se permite conectarea luminii sau careva surse care ar putea duce la deflagrație. Deci este prima ventilarea încăperilor și amplasarea în încăpere a detectorului special care ar putea detecta gazul. Ok, putem întreprinde acești pași în cazul în care ne aflăm în încăperea unde are loc această scurgere, dar au fost cazuri și, dacă nu greșesc, chiar și atunci, inclusiv în cazul pe care l-am menționat din sectorul Rășcani, când această explozie s-a produs pe timp de noapte, când proprietarul acelui apartament dormea. Așadar, în astfel de cazuri, cum evităm tragediile?
Dacă ne reîntoarcem la cazul de pe Bulevardul Moscovei, era strict interzis amplasarea butelilor. Aducerea buteliilor în încăperile date. Totodată, mulți dintre noi practică, dintre populație, practică să amplaseze buteliile și în dormitoare, și în încăperi locative, ceea ce este interzis. Și cel mai probabil pe timp de noapte ar fi bine să nu lase flacăra aprinsă și să se asigure că nu există riscurile pentru a fi provocată această scurgere de gaze. La sate, o altă metodă de încălzire este focul în sobă. Știu că în fiecare an desfășurați campanii de informare pentru cetățeni, de asemenea, cum să se pregătească pentru utilizarea acestora, astfel încât să nu existe riscuri ulterioare, și dacă puteți să le enumerați și acum. Care sunt recomandările? Înainte de sezonul de încălzire, se va verifica soba. În podul sobei, ursoaicele, cum se spune, se vor prelucra cu var în mod obligatoriu, pentru că în varul alb apar fisuri și se văd locurile pe unde desori produsele arderii iese. Materialele combustibile în fața, deci lemnul, cărbunele, în fața gurarului la sobă nu se poate de păstrat, iar se amplasează o tabliță din metal pentru ca jaraticul din sobă să nu cadă pe suprafețele care sunt. Că dumneavoastră cunoașteți că dar prin sate mulți covoare au una alta. În acest considerent sunt măsurile de bază care sunt de prevenire. Curățarea sobii de asemenea reprezintă. Și o ultimă întrebare. Autoritățile admit că ar putea urma deconectări de energie electrică din cauza deficitului cu care ne confruntăm. Pe rețelele de socializare, unii fac haz de necaz, pot să spun așa, și recomandă să ne facem stocuri de lumânări. Ce alternative există și ce recomandări aveți, iată, când au loc aceste deconectări, ce riscuri există și dacă există cu adevărat riscuri sporite pentru a se întâmpla lucruri neplăcute? Există într-adevăr riscuri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le-a analizat și a stabilit că apare ca alternativă utilizarea candelei, utilizarea felinarelor pe gaz lampant, ceea ce reprezintă foc deschis. În acest considerent, inspectoratul recomandă ca utilizarea focului deschis să fie supravegheată de către persoane, să nu le iasă în încăperi și să iasă afară, sau copiii să fie supravegheați ca aceștia într-o această perioadă să nu se joace cu focul. Amplasarea față de draperii sau față de materiale combustibile trebuie să fie de cel puțin 1,5 metri. Iar însuși corpurile, felinarele acestea, în mod obligatoriu pe materiale incombustibile care nu se pot aprinde și nu pot propaga flacăra. Deasupra trebuie de asemenea tavanul să nu fie din materiale combustibile, cum acum se fac tavanuri suspendabile. Îl punem în locuri mai puțin cu materiale combustibile. Domnule Vieru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru aceste explicații, pentru aceste recomandări. O zi frumoasă vă doresc. Noi continuăm cu alte știri. Din data de 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi. Măsura este prevăzută în regulamentul circulației rutiere. Șoferii care vor circula cu farurile neconectate se vor alege cu avertizare din partea inspectorilor de patrulare. De asemenea, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteorologice de drum și să păstreze o distanță mai mare între autovehiculele aflate în trafic. Totodată, șoferii vor fi obligați să circule cu pneuri de iarnă în perioada când carosabilul este acoperit cu gheață, polei sau zăpadă. Măsura de a circula cu farurile aprinse și pe timp de zi este valabilă până la sfârșitul lunii martie.
O misiune a Fondului Monetar Internațional vine la Chișinău în perioada 31 octombrie-11 noiembrie. Delegația femeii condusă de Robin Atoian va discuta cu autoritățile Republicii Moldova aspectele generale ale bugetului de stat pentru anul 2023, care se află în proces de elaborare, și vor evalua perspectivele și riscurile macroeconomice. Totodată, misiunea FMI se va informa despre progresul atins în implementarea acțiunilor convenite în cadrul programului susținut de instituție. Programul autorităților moldovenești are o durată de 40 de luni și a fost aprobată în decembrie 2021. În mai anul curent a fost majorat volumul total de creditare la 826 de milioane de dolari SUA, din care 258 de milioane de dolari SUA au fost deja debursate. Președintele rus Vladimir Putin nu regretă începerea războiului împotriva Ucrainei și spune că acesta se desfășoară conform planului. Totodată, liderul de la Moscova neagă faptul că Rusia ar putea lansa un atac nuclear. Pe front, luptele par să fie încetinite în ultimele zile, iar oficialii ucraineni au declarat că terenul dificil și vremea rea au împiedicat principala lor înaintare în sudul provinciei Herson. Totodată, Agenția Internațională pentru Energie Atomică va inspecta în următoarele zile două instalații nucleare din Ucraina, în urma acuzațiilor aduse de Federația Rusă. Președintele rus Vladimir Putin continuă să respingă ideea de suveranitate a Ucrainei. În timpul discursului ținut ieri la Clubul de Discuții Valdai, Putin a declarat că singura garanție reală a suveranității ucrainene nu poate fi decât Rusia, care a creat Ucraina, iar ceea ce se întâmplă este în beneficiul Federației Ruse. Bineînțeles că avem pierderi și în primul rând este vorba despre cele asociate operațiuni militare speciale. Sunt și pierderi economice, dar sunt și câștiguri. Ceea ce se întâmplă este în beneficiul Rusiei și al viitorului ei. Este legat în întărirea suveranității noastre. Totodată, președintele rus a dat vina pe Occident pentru toate problemele majore cu care se confruntă lumea, de la războiul din Ucraina până la destabilizarea piețelor globale de alimente și energie. Puterea asupra lumii este miza principală a acestui Occident, dar jocul este cu siguranță unul periculos, sângeros și, pot să spun, murdar. Perioada istorică a dominației necontestate a Vestului în afacerile lumii se încheie, iar lumea unipolară devine o amintire a trecutului. Putin a declarat că Rusia ar fi vrut să fie un partener de încredere al Occidentului, care a refuzat însă orice colaborare. Liderul de la Kremlin a negat acuzațiile, precum că Rusia ar putea folosi o armă nucleară în Ucraina. Scopul întregii povești cu amenințările nucleare și cu posibilitatea utilizării unei arme nucleare în Ucraina e foarte primitivă. Nu vedem niciun rost să facem asta. Nu există niciun scop, nici politic, nici militar. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, răspunde lui Putin într-un discurs adresat națiunii filmat lângă o dronă iraniană doborâtă de armata Kievului. Acesta declară că ucrainenii își continuă lupta. Ne continuăm rezistența, agresorul își continuă teroarea. Suntem din nou atacați din cer de un stol de corbi ai lor. Peste 30 de drone au fost lansate în două zile. Între timp, armata rusă este în retragere pe toate fronturile din Ucraina. Kievul atacă în principal bazele de aprovizionare rusești. Un tren cu vagoane cisternă încărcate cu combustibil a fost distrus complet în orașul Shakhtyor, ocupat de ruși încă de la începutul războiului. În apropiere de Herson, mai multe barje cu militari ruși au fost distruse în timp ce încercau să traverseze râul Nipru. Apărătorii Ucrainei au împiedicat Rusia să pătrundă în spațiul țării și au doborât 23 de drone. În plus, racheta aeriană ghidată KH-59, două elicoptere de atac K-52 și o altă aeronavă de atac Su-25 au fost nimicite. În total, în această perioadă, Rusia a efectuat 4.500 de lovituri cu rachete și peste 8.000 de raiduri aeriene. La final, datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele 24 de ore, vremea va fi frumoasă în toată țara. Cerul se anunță variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab. În nordul țării, la Soroca, Edineț și Bălți, se vor înregistra maxime de până la 18 grade, la Comrat și Cahul vor fi 20 de grade, iar la Tiraspol și Chișinău, mercurul din termometre va urca până la 19 grade. Pentru acest sfârșit de săptămână, meteorologii nu anunță schimbări esențiale ale vremii. Maximile vor fi cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius.
Jurnalul ore 13 se încheie aici. Eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Moldova 1, urmează știrile din sport. La revedere!